Te salut! Numele meu este Marian Bănățean, nutriționist cu specializare low carb și coach cu specializare cognitiv-comportamentală. A trecut vremea dietelor. Ai realizat acest lucru, nu-i așa? Oamenii s-au deșteptat și nu mai caută soluții minune, temporare, prin care să trateze acumularea kilogramelor, ci urmăresc să afle cauzele pentru care nu pot perpetua un comportament care să le țină la depărtare kilogramele. Oamenii caută o soluție permanentă, adică un stil de viață. Clienții mei au înțeles că pentru a reuși au nevoie, printre altele, să bifeze în mod cumulativ trei condiții. 1. Să cunoască procesul. 2. Să aibă încredere în proces. Și 3. Să le placă procesul. Dacă respecti informația, nu te poți îngrășa. Cu alte cuvinte, dacă nu vei consuma alimente care conțin mulți carbohidrați, de tipul pâine, paste, pizza, orez, cartofi, sucuri, zahăr, prăjituri, vei slăbi și îți vei menține greutatea. Încrederea în proces înseamnă că ai încredere în informația pe care ți-am pus-o la dispoziție. Înseamnă că ai încredere în mine și în tine. Înseamnă că atunci când apare sentimentul de dubiu, sentimentul de disperare, tu vei avea siguranța că vei ajunge la finalul propus în ciuda circumstanțelor. Indiferent care ți este obiectivul, a avea încredere în proces înseamnă să găsești o cale prin care să te bucuri de proces, de călătorie, indiferent de obstacole. Așadar, printre altele, soluția în slăbire este să fii încântat nu doar de faptul că slăbești, dar și că ai acces la o varietate de gusturi, bucurându-te de ceea ce mănânci. Și în timp, îți vei forma un stil alimentar care te va ajuta să nu te mai îngrași. Asta, dacă vrei să scapi de yo-yo efect și de a mai fi dezamăgit de tine că te tot îngrași. Știi că ai nevoie să aplici condițiile menționate mai devreme, nu-i așa? Aceasta este baza programului Upgrade. Informație, încredere și încântare. Bifează-le și îți vei forma obiceiuri alimentare noi. Și asta face coachingul nutrițional. Te sprijină să înțelegi cum îți poate fi simplu și plăcut în relația cu alimentele pentru a slăbi. Știi, nu, că dacă vei avea varietate alimentară și nu vor fi restricții și privațiuni, vei slăbi ușor, nu-i așa? Și da, tu poți să ai parte de o zi minunată.